Salutare tuturor! Uite că proiectul de astăzi are ceva în comun cu un proiect mai vechi de-al meu. Acest Renegade Can-Am, în urmă cu 2 ani, a avut un succes considerabil față de celelalte proiecte și filmări pe care obișnuiam să le fac. Atunci mi-am dat seama că ATV-urile au un succes mai mare decât motocicletele și celelalte lucruri pe care le filmam și astfel mi-au captat mai mult atenția pentru că voiam neapărat să îmi cresc canalul de YouTube, iar cu ATV-urile am reușit să fac acest lucru până la un punct. Și nu aș vrea să se înțeleagă că am trecut la ATV-uri doar pentru a face mai mulți bani sau pentru a-mi crește canalul și ăsta să fie singurul motiv. De fapt, mie îmi plac la fel de mult ATV-urile, motocicletele și mașinile, dar din moment ce tot pentru atâta timp investit am un mai mare succes în cazul de față la mașini, ar fi păcat să nu o aduc o bucurie pentru mai mulți oameni. Pentru că, să fim serioși, motocicliștii ca mine și cei care le plac ATV-urile, tot așa ca și mine, sunt mai puțini decât cei care apreciază mașinile. Așa că, printre altele, o să revin la o motocicletă și un ATV din când în când, dar principiul de acum încolo o să fie mașinile. Acest Audi TT este de asemenea o etapă foarte importantă pentru că e prima mașină proiect apărută pe canal și, chiar dacă nu pare, a ajutat foarte mult la creșterea canalului. Am și plănuit săptămâna asta să o termin printr-un episod foarte interesant, dar am găsit un lucru și mai interesant, așa că am plănuit să mut totul la altă ligă, iar așa mi-am luat boaba sub limbă și am plecat după un nou proiect, cel mai scump, cel mai nou și cel mai dificil de până acum. Ce vorbești? Ce vorbești, mă, aici, măi? Zici că ești pe altă? Tu îți dai seama că dacă vineam cu noapte, nu vedeam chestiile astea. Tu, mă, cât o săpată știe ceva. Bă, zici că ești în altă lume. Hai, dacă capul nu e fain. Bă, nu știu dacă te-ai dat la Dun, la Dune, pe Caladan. Exact așa, așa era, mă. După ce ne-am mirat ca proștii la cheile Bicazului, ne-am întors din nou pe drumul Vazluiului, pentru că, da, într-adevăr, acolo mergem, spre Vazlui, pentru că acolo am găsit mașina asta. E ok, nu trebuie mai sus, până acolo dacă vrei, să nu purtăm pe sus. Bun! Ia mai mult! Mai, cât mai merg acolo? Hop! Bun, în față! Pe cât de... Vezi de cală, îi lasă înapoi. Păi, ok? Mă, știi ce e important? Când vin roțele din spate să nu facă aceeași chestii. Nu faci.
ține și el ține piciorul pe frână. Căruțele din față vor trece de... Tot în stânga. Ha? Stai aici pe cală, stai aici pe cală. Da, da, da. În acest timp în care urcăm mașina, aș putea să vă spun ce îi cu ea și de fapt ce îi această mașină. Ăsta e un Chevrolet Camaro și are un motor V6 de 3,6 litri, benzină evident, care ar trebui să dezvolte undeva la 310-320 de cai. Problema cu el e legată de motor, bineînțeles, care cred eu că a rămas fără ulei sau are o problemă la sistemul de ungere, astfel încât motorul e gripat sau, altfel spus, înțepenit. Totuși, mecanicii care l-au demontat din acest service spun că a avut ulei și antigel, însă eu nu voi ști sigur dacă informația asta e adevărată decât după ce voi desface motorul. Sper eu însă să-l pot salva. Rachetă vin. Ce motor o avea oare? Mai în cald? V12. Da, la rotativă fi. Și uite că suntem în dimineața următoare, iar noi am ajuns cu bine acasă, relativ spus bine, pentru că am stat tot timpul cu frică să nu ne prindă ploaia și să plouă înăuntru mașinii. Nu am reușit să ridic geamul pentru că bateria nu este în spate, i-am dat curent doar în față ca să o putem scoate la neutru, dar cred că asta nu a fost suficient pentru că nici cel din dreapta nu funcționează de la buton și o să încerc să adresez acest lucru prima dată pentru că nu am de gând să plouă înăuntru, după cum am spus. Bara, cred că v-ați dat seama de ce am dat-o jos, ca să poată veni mașina cât mai în față și să elibereze partea din spate, astfel să nu atârne și să o pierdem pe drum. Așa că eu acum o să mă pregătesc să o dau jos pentru că nu mai am răbdare, să o spăl și să o aranjez puțin. Chiar înainte să o dau jos, nu pot face să nu remarc vopseaua asta foarte interesantă. E un portocaliu perlat, a fost dată ulterior, deci nu e o paletă de fabrică, iar în interior lucrurile nu stau atât de rău, dar nici foarte grozav, pentru că materialele sunt, să zicem, la stadiu de Opel, pentru că General Motors este firma mamă a Camaro-ului și a Chevrolet-ului și, bineînțeles, a Opel-ului și a altor mărci mai puțin cunoscute pentru calitatea interioarelor. Da? Nu asta e important, o să vedem ce facem cu motorul și apoi o să ne putem plânge și de interior, dar după ce dăm câteva ture. Însă până atunci o să mai treacă câteva nopți peste acest avion. Știu că ar trebui să mă ocup cât mai repede de ea, dar nu mă pot sătura să o privesc. Are o siluetă foarte, foarte interesantă și nici nu cred că e pusă în favoare de cameră, pentru că în realitate formele ei sunt mult mai ciudate decât pe cameră și încă o dată vă spun, nu mă satur să o privesc, e foarte interesantă și acum aflu și eu lucruri noi, pentru că practic eu am stat vreo jumătate de oră în prezența ei și printre altele vă spun că e prima dată când am fost aproape de un Camaro și nu știu, încă sunt fascinat de forma ei. Iar ca fapt divers am aflat că jantele sunt pe 19 inci cu anvelope de 255 pe 50, bineînțeles pe 19. La fel e și cu fața, deci nu sunt diferite între axe. Ce să zic, nu cred că mai pierd timpul. O să eliberez aceste cordeline și o să încerc să o dau jos. Sper să mă descurc singur pentru că deocamdată asta e situația. Bun.
Grozav. Păi nu, mă. Da, avem experiență, nu? Cu mașina dată jos, mă simt mult mai bine, dar înainte de a face orice altceva, trebuie să închid geamul. Și ca să închid geamul, trebuie să pun o baterie în spate, iar ca să pun o baterie în spate, va trebui să deștic portbagajul, bineînțeles, acesta are o intrare foarte mică, cred că cea mai mică pe care am văzut-o, doar la mașini electrice în față este atât de mică intrarea. Dar, după cum spuneam, bateria e în spate și ca să ajung la ea trebuie să dau toate aceste mărunțișuri jos și, bineînțeles, să fac un pic de ordine ca să văd ce am și, eventual, ce îmi lipsește. Și cam asta e grămadă de piese pe care am avut-o în portbagaj, inclusiv protecția pe baterie, care ar trebui să se afle în partea asta. Evident că a fost lăcomoasă bateria asta și nu am primit-o, dar am loc suficient pentru o baterie chiar după Mazda. O să o pun acolo și o să încerc să văd dacă am curent pe unde trebuie. Și cam așa, îs destul de strânse bornele acolo, deci nu o să am o problemă cu continuitatea, oricum nu voi avea un consumator foarte mare. Deci hai să vedem ce se întâmplă înăuntru. Am becul deja de la frână și kilometrajul. Pot scoate și cheia acum, care e identică cu una de la Zafira, doar că are o cruce pe spate. Da, foarte interesant. Stă și acolo, da, stă. Aha. Merge și asta. Un lucru bun. Avem și radio. Mi-a luat o grămadă de chestii. Așa, asta e foarte interesant, ca la radiourile vechi. Regulă. Ar trebui să avem... Nu știu de ce nu funcționează geamurile. Și nimic pe ușa asta, de fapt, nu funcționează. E foarte interesant. Nu-mi dau seama de ce. Deci e atât de faină mașina, încă toate gâzele din sat s-au pus pe ea de când a ajuns acasă. Uite ce îi place la mămăruța asta. Cu ajutorul lui Văru Cloco, care are niște pantaloni fix de culoarea mașinii astea, am dat sau am decis să dau fața de ușă jos. Am avut 4 șuruburi de 8 de jur împrejurul feței și încă 2, unul aici și unul chiar lângă mânerul de desfacere. Așa că acest panou ar trebui să iasă spre lateral și apoi în sus. Sper să nu-l rup, pentru că nu mai am altul în apropiere. Mă, la America, vezi, da. Mizerii. Bun, deci am stat ceva vreme cu această ușă desfăcută și am tot verificat pe aici diferite componente electrice ca să fac geamul să funcționeze, dar totuși acesta nu funcționează, nu o să mai aștept și probabil are o problemă cu cablajul de lângă motor, pentru că acesta este scos afară și s-ar putea să aibă o lipsă de continuitate. Eu nu o să montez acest cablaj doar să închid un geam, ci o să-i dau curent pe direct motorașului de la geamul din stânga. Am verificat într-adevăr și cel din dreapta și panourile de control a oglinzilor și nici acestea nu funcționează. Evident că am verificat releele și siguranțele, iar acestea nu apar să aibă vreo problemă. Așa că o să-i dau curent pe direct. Mi-am adus o baterie de motocicletă și un cablaj de la o ușă de Chrysler, cred. Am luat două mufe care să fie în aceeași formă cu cele de la mașină și, după cum am spus, o să încerc să-i dau curent pe direct și sper să funcționeze și să nu ard nimic. Ca să nu mă chinuiesc foarte mult cu mufarea înăuntru motorului, pentru că e aproape imposibil să văd acolo ce și unde intră, am decis să desfac cablajul de la ușă și să verific continuitatea, încât să verific fix în mufă care sunt cablajele care intră și mi-e mult mai ușor să le nimeresc aici decât acolo. După nenumărate încercări, înjurături, nervi și întrebări de ce am cumpărat o astfel de mașină,
am ajuns la concluzia că trebuie să îi montez o parte din sistemul electric de pe motor ca să conectez evident și siguranțele de la motorașele și accesoriile interioare, astfel încât să îi dau curent motorașului pe lângă bateria pe care am folosit-o. Într-un final am crezut că va funcționa și totuși nu a funcționat. Am mai stat aproximativ o oră, motorașul nu mergea decât în jos, iar în momentul în care trăgeam de clapetă, se ridica doar un centimetru și coborea. Nu înțelegeam de ce se întâmplă chestia asta, se auzea ca și cum ar strânge mecanismul de urcare și astfel eu nu puteam să urc geamul, deci nu am progresat nimic timp de 3 ore. Așa că mi-a venit o idee să închid lăcatul ușii, astfel încât să creadă că ușa este închisă. În momentul ăla, geamul a și început să funcționeze. Mi se pare o chestie foarte dubioasă sau sunt eu nepregătit în acest domeniu. Evident că trebuie să pun contactul pentru a funcționa, dar uitați-vă și voi. Perfect. Scuzați gălăgia asta, dar e prezentă la toate mașinile americane. Mă enervează și cred că o să fie primul lucru scos din memoria acestei mașini, pentru că nu am de gând să aud atâtea cântece de fiecare dată când intru și ies din mașină. Deci, deocamdată suntem asigurați, geamul este închis, iar mașina poate fi spalată în siguranță. Ce zici tu? Rezolvăm pe ăsta sau nu rezolvăm? Ești prost. Capac de filtru dat? Da, cred. Ba nu mă, nu mi l-a dat. Nu e bună. Dacă mai puteai găsi nicăieri, e bună. Dar e ca la Opel, mă. Oare? Da. Nu știu dacă e așa lung la Opel. Despre firetul ăla. Dar am găsit ceva motor de Cadillac deja care e. Da, lasă-mă dracului, cred că îl poți face pe corpul original. Dată-i jos ceva după aici. O da, mă, că motorul l-am pus numai ca pe un cartof, facem într-o oală, atâta. Turbine, n-are? Nu, mă, e aspirat asta. Aspirat. 325 japonei. E bun? Lux. Lux, tati. Sperăm că mai știm pune la oloare. Capacele astea ți-a dat suport de baterie și alea? Da, da. Dar nu mă, ce suport de baterie? Ce e bateria în spate. Ce filtru, nu? Suport la filtru. Ce loc e aici? Calculatorul? Da. Cât timp? De cât timp mă dă? 36. 36, uite, benzin? Benzin. Hai de până. Și ce mă, cred că... E injecție directă, prostăloule. Discuri de frână, treabă și pe asta, mă. Bă, e injecție directă. Ori vine și toponiesc, că dau 50 de lei. Nu mai n-ai ce fi s-o poniți, dar ca lumea. Nu că nu fac o sunet. Din moment ce mașina e super curată, deci arată extraordinar de bine, ne-am pregătit să o tragem pentru că de împins clar nu e cazul și o să vă arăt și vouă cam cum se prezintă chiar acum. Deci e super grozavă, bineînțeles interiorul e la fel de murdar, dar practic exteriorul e ca nou. Așa că acum o să o tragem încet, exact în partea aia unde să nu ne încurce. Bun, deocamdată motorul e în afara mașinii, din nou, mai bine spus, și acum aș vrea să-l pun pe standul acela de motor. Însă mă încurcă acest convertizor. Eu aș vrea să-l dau jos, dar nu pot decât dacă motorul se învârte. Acest lucru deocamdată e imposibil, așa că aici pe girafa asta o să-i dau baia jos și o să încerc să îi slăbesc punctele în care arborile strânge, astfel încât să îl pot roti
mai ușor decât acum. Bine, acum nici nu, de fapt nici nu am încercat, pentru că este blocat solid. Nu am, nu, chiar nu, nu vreau să rup nimica. Așa că o să-i dau baia jos și o să încerc să îl învârt. Iar aceste puncte în care este susținut convertizorul să ajungă în poziția asta și să le pot desface prin orificiu electromotorului. Și ia uitați-vă și voi baia asta cum arată pe interior. Gudronul ăsta pe care îl puteți vedea că e în urma uleiului ars, sau mai degrabă a lipsei uleiului, pentru că acest gudron se formează atunci când uleiul se supraîncinge și de obicei se întâmplă acest lucru când e într-o cantitate foarte mică. Cel mai probabil uleiul a fost schimbat foarte târziu sau la intervale foarte lungi și nu s-a făcut decât să se subțieze filmul dintre cuzinet și arbore. Acum voi puteți vedea arborele pentru că cei de dinaintea mea au desfăcut parțial motorul, l-au și lăsat așa și tocmai acum realizez că nu am primit în piesele desfăcute din portbagaj, nu am primit capacele de la bielă. Nu că ar fi probabil într-o stare bună, dar așa ca fapt divers, nu le am în setul ăsta, mai ales că îmi lipsesc una, două, trei capace de bielă. Pistoanele se văd acolo în stare intactă și am și reușit să-l mișc pe ăsta. Însă, chiar dacă palierul este desfăcut aproape complet, arborele încă nu se mișcă, ceea ce înseamnă că și celelalte biele strâng un pic. O să le desfac pe care reușesc și sper să le aduc încât să desfac cele 6 șuruburi de la convertizor. Deja le-am desfăcut pe astea două pentru că mi s-au eliberat atunci când am dat baia, dar mai am încă 4 în partea de sus la care încă nu am acces, adică ori va trebui să le aduc în partea asta, ori în zona electromotorului, după cum am spus. Așa că hai să vedem ce pot rezolva. Bun, am reușit cu motorașul ăsta să desfac câteva șuruburi de dedesubt și cu această cale am putut, ca prin minune, să rotesc motorul și astfel am dat convertizorul jos. Nu doar asta, ci am pregătit standul pentru a fi susținut. Deocamdată e prin aer, legat de motor și am impresia că e un pic cam șubred pentru greutatea motorului ăsta, mai ales că deocamdată sunt toate accesorile, sau aproape toate accesorile pe el, pentru că am mai desfăcut câteva. Acum aș vrea să-l las jos și sper să nu-mi facă vreo surpriză acest stand. Chiar dacă poate trebuia să dau mai multe accesorii jos, o să le dau ulterior când nu o să mă încurce această cordelină. Bun, hai să vedem. Nu am vrut să vă țin foarte mult și am dat deja galeria de admisie și cea de evacuare, de fapt cele de evacuare, împreună cu alte câteva mărunțișuri și nu doar asta, am băgat și motorul deja în atelier pentru a nu mă prinde ploaia pe afară. Și uite așa, stă foarte frumos înăuntru, plus că sunt aproape de lucrurile de care am nevoie pentru a-l desface. În acest caz aș vrea să încep pe dedesubt, dar am decis să desfac prima dată capacele de la chiulase, distribuția să o verific și evident partea asta din față, capacul practic din fața motorului, aș vrea să-l dau jos pentru a-mi fi mai ușor toată munca de desfacere a arborelui. Așa că voi începe chiar acum prin a desface deja prima chiulasă care, culmea, a fost deja desfăcută de fostul proprietar, de mecanicii fostului proprietar, încât au crezut că motorul s-a gripat în partea de sus. Dar, de fapt, s-a gripat jos, după cum ați văzut și mai înainte. Însă, eu, după cum am spus, o să le desfac pe aceste două chiulase și ulterior o să trec mai departe. Chiar acum am realizat că nu v-am arătat interiorul motorului, nu-i mare lucru de văzut, sunt două supape pe fiecare admisie, pentru că sunt 4 pe fiecare cilindru. Motorul ăsta e un pic deosebit pentru că se comportă aproape ca un diesel, deoarece sistemul de injecție este direct, adică în comparație cu un benzinar simplu care are injectorul înaintea supapei de admisie, acesta are un injector în fiecare cilindru, dar se află direct cu vârful către camera de ardere și astfel rezultă o ardere mai bună, mai completă și de aici iese normă Euro 5 și putere destul de mare. Însă dezavantajele sunt oarecum mai mari pentru că pompele de înaltă presiune sunt mai scumpe dacă se defectează, plus rezidurile rămase în urma arderii uleiului și așa mai departe
nu mai sunt spălate de benzină și se depun pe partea interioară a supapei. O să vă arăt acest lucru în momentul în care și desfacem chiulasa, dar așa ca idee, în principiu voiam să vă arăt ce se află în acest motor. Ai. E clar că motorul ăsta nu a avut schimburi de regulat, cel puțin nu în ultima perioadă. Da. E clar. E foarte clar. Cel puțin camele arborilor nu arată foarte rău. Și s-ar putea să avem noroc, cel puțin cu chiulasele. În mai puțin de 10 minute am dat toate șurubele jos de la capacul din față, însă m-am oprit aici pentru a scoate aceste electrovalve. După cum puteți observa, avem două în partea stângă și două în partea dreaptă. Și pe deasupra mai avem doi senzori de turație pentru partea stângă și încă doi pentru partea dreaptă. Ăștia nu sunt atât de importanți, bine, cel puțin în cazul de față. Măsoară doar turația fiecărui arbore cu came, astfel încât cele două supape să poată controla poziția lor, pentru că avem distribuție variabilă pe fiecare dintre arborii acestui motor, atât pe admisie cât și pe evacuare, iar așa sunt necesari doi senzori pentru fiecare banc al motorului. Bun, noi acum o să scoatem aceste supape pentru a ne permite scoaterea cu ușurință a capacului și ulterior o să vedem distribuția. Cu cele patru supape de control scoase afară, să știți că nu le-am încurcat, cu toate că sunt aceeași serie, deci practic s-ar putea interschimba. Capacul este liber să iasă spre în afară. Nu am dat pompa de apă jos, dar uite ce ușor a ieșit, bine că nu l-am scăpat. Acum se poate vedea distribuția cu trei lanțuri în toată splendoarea ei. Pare destul de complicată, sper să nu fie complicată totuși. O să o verificăm și o să dăm cu mare atenție jos fiecare lanț. Și pe interiorul capacului este prezent același gudron nesuferit, care s-ar putea să fie destul de ușor de dat jos cu soluția minune. Deci, chiar în zona asta avem întinzătoarele. Deocamdată, tijele de întindere sunt scoase afară sau au fost scoase afară, să știți că le am, dar nu cred că plănuiesc să folosesc aceste întinzătoare. Mai e unul în partea din stânga a motorului și încă unul jos care întinde lanțul de legătură între cele două bancuri. Da, într-adevăr, pare complicat, dar nu cred că e deloc complicat de dat jos. Până la urmă, e un principiu de Opel, doar că are două bancuri. După ce am dat un suport de lanț de distribuție, acesta a ieșit destul de ușor din lăcașul lui și așa pot să-l dau repede jos, plus că patinele, dacă am demontat și întinzătoarele, sunt destul de libere. După cum puteți vedea, ăsta deja nici măcar nu mai trebuie să o desfac și lanțul poate fi demontat destul de ușor, însă cred totuși că e mai ușor dacă îl desfaci împreună cu patina. Cea mai grozavă chestie pe care am văzut-o chiar acum, lanțurile sunt de fapt identice cu lanțurile de distribuție de la motociclete și astea sunt lanțuri foarte durabile, numai că sunt un pic mai zgomotoase decât cele cu zale pe care cred că le-ați văzut la motorul de Chrysler și de Mercedes. Însă nu zgomotul îi afectează pe americani, ci rezistența. Astea, după cum am spus, sunt mai rezistente decât cele cu zale și sunt un pic mai scumpe de cumpărat. Dar, după cum se pot observa, arată foarte interesant și ăsta chiar pare într-o stare foarte bună. Mai am un lanț în partea asta de jos, după cum ziceam. Așa. Îl punem aici în cutia asta drăguță. Bun, cu distribuția dată la o parte, am rămas cu chiulasa desfăcută. Bineînțeles, am scos și șuruburile de susținere afară,
Iar așa ar trebui să o pot ridica. Am mai rămas încă o conductă. Evident, greșeala de începător. Uite așa. Pentru cei care au mai văzut deja un motor desfăcut, nu așa ar trebui să rămână pistoanele, însă au fost ridicate în sus în momentul în care li s-au desfăcut capacele de la biele. Așa că eu acum o să dau și garnitura de chiulasă jos și o să verific forma și suprafața cilindrilor după ce o să împing pistoanele în sus împreună cu bielele. Bun, din moment ce am terminat cu chiulasele, cel puțin de desfăcut de pe motor, acum o să răsucesc și o să trec pe mai departe. Asta s-ar putea să mă încurce puțin și o să o desfac chiar acum. Tragem blocul în partea asta. Cu bielele trase într-o parte, folosindu-mă de o scândură suficient de subțire și fără să stric ceva, o să scop pistonul care arată super bine. Într-adevăr, e un pic albit în zona asta, dar e nesemnificativ. Da, da. Deci am reușit să scot toate pistoanele împreună cu toate bielele, bineînțeles, și pe deasupra am și desfăcut lagărele de la arbore, însă acesta încă se învârte foarte greu și de aia am desfăcut și capacul ăsta din spate către cutia de viteze și aș vrea să eliberez acest suport de signaling ca să am acces mai ușor, bineînțeles, la arbore și la folia acestuia. Și pe deasupra am decis să desfac și pompa de ulei din cele trei șuruburi care o susțin către bloc și s-ar putea să iasă destul de ușor. Asta s-ar putea să fie principalul suspect pentru defectul acestui motor, dar după cum îmi dau seama, lucrează foarte fin și probabil să fie într-o stare bună, însă uleiul pe care l-a avut acest motor, nu a fost tocmai într-o stare bună și de aici să se fi și defectat. Dar o să se probeze și eventual, dacă nu este bună, o să fie înlocuită. Și cu arborile pe masă, aș putea începe să vă explic de ce cred eu că s-a defectat acest motor. Situația e destul de simplă. Acest motor a rămas fără ulei sau fără presiune de ulei, e aceeași chestie sau rezultatul e la fel. Motoarele în general au nevoie de ulei pentru a lubrifia părțile în care ar intra normal în contact. Dar cu presiune de ulei în zonele respective nu se mai întâmplă sau nu ar trebui să se mai întâmple contact metalic și astfel arborele practic plutește în suprafața blocului. Suprafața asta e intermediată de niște cuzineți care pe exterior sunt din metal și pe interior au un alt fel de metal în diferite compoziții care de regulă este mai moale decât cel din exterior și chiar dacă s-ar întâmpla un anumit contact, aceasta nu are de suferit sau cel puțin îi concepută să se uzeze prima dată suprafața de pe cuzinet și ulterior de pe arbore. Da, se mai întâmplă să rămână fără ulei aceste motoare și așa cuzineții ăștia practic încep să fie jmirgheliți de suprafața asta, chiar dacă este inițial foarte fină. Și din moment ce arborele nu mai are ulei să alunece ușor pe această suprafață, practic se încălzește foarte tare suprafața respectivă și începe să se prindă sau să nu mai alunece
pe acest șlop și astfel cuzinetul este forțat să se învârtă sau pur și simplu, dacă nu se învârte, arborele se înțepenește într-o anumită zonă sau motorul pur și simplu se oprește și nu mai poate fi învârtit. Asta în domeniul mecanic se numește gripare. Deci motorul s-a gripat în momentul în care cuzinetul 1, 2 sau chiar toți nu se mai învârte cum ar trebui pe fusul maneton sau de la bielă. Se mai poate gripa într-adevăr la piston, dar asta e o altă situație. Cam de obicei tot fără ulei se rămâne și în zona aia, dar cel mai repede se gripează în partea de jos și cel mai des la bielă, pentru că acolo rotația este un pic mai mare și astfel suprafața este supusă unor uzuri mai mari. Eu am și un cuzinet topit în zona asta. Partea asta care se desprinde e material dintr-un cuzinet, ce e acolo jos e material de arbore din oțel. Mi-ar plăcea foarte mult să schimb cu totul arborele, dar acesta s-ar putea să se poată salva, pentru că sunt ateliere specializate care îți prind într-o mașinărie acest arbore și cu un polizor foarte inteligent copiază suprafața asta și îți redă înapoi luciu și dacă este cazul și sunt săpături mari sau deformări în zona asta, se subțiază practic fusul, dar în cazul ăsta, cu cât ai subțiat acest fus, cu atâta trebuie să adaugi la materialul cuzinetului, astfel încât să nu fie joc între cele două suprafețe după ce s-a rectificat una. Deci, cam asta e situația cu motorul. Îi tot desfăcut, să zicem aproape tot. Mai sunt, într-adevăr, lucruri de curățat și de desfăcut în continuare, cum ar fi chiulasele, arborii cu came. Aici am o mizerie foarte puternică. Nu știu cum o să procedez, dar până în zilele ce vor urma, 100% îmi va veni o idee sau o să încerc diferite metode pentru a ajunge la adevăr cu această situație. Legat de capacele de la bielă, într-adevăr mi-au lipsit 3 și spun la trecut pentru că proprietarul anterior le-a găsit și pe celelalte capace pierdute, însă nu-i un lucru atât de important pentru că Roby, dacă nu a știut, este plecat în America de aproape 4 luni și în aproximativ 2 săptămâni va reveni în țară cu, să sperăm, aproape toate piesele de care am nevoie pentru a reface toată această mizerie. Și pe săptămâna viitoare, nu doar că voi încerca curățarea acestor piese, ci vă voi și arăta măsurătorile pe care le-am încercat deja pentru a afla de care piese am nevoie, cum ar fi segmenți, pistoane, biele, cuzineți și așa mai departe, inclusiv arborele, o să vedem ce rezolvăm cu el. Și curățarea interiorului, bineînțeles, a rămas și aceasta o mare bătaie de cap și sper ca pe episodul viitor să ne putem apuca și de el. Așa că până atunci eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare, aproape ca de obicei. Vă salut! Care miau un așa. Și aia e cu supercharger. Da.